Bună ziua tuturor, sunt Arotela cu citire pentru cei născuți în zodia săgetătorului sau cu soare, lună, Venus, ascendent în săgetător pentru sfârșitul lunii martie, începutul lui aprilie. Îmi pare rău că am întârziat cu citirea, dar am avut nevoie de timp pentru mine însumi, pentru reglarea energiilor și cu Mercur retrograd am avut chiar niște probleme de descărcare a videoclipurilor pe care le făcuse la un moment dat. Îmi pare rău că unii dintre voi v-ați supărat, dar trebuie să înțelegeți că avem și noi, în viața noastră, suntem oameni și problemele cu care toți avem de-a face din când în când. Plus că în momentul în care o citire nu vine dintr-un canal de la cineva anume, înseamnă că nu este momentul să aflați de la acea persoană ceva. Aflați în altă parte. Bănuiesc că v-ați luat mesajele de la alți cititori de tarot. Oricum, cine se supără așa de ușor, ar trebui un pic să se calmeze și să înțeleagă lucrurile și din altă perspectivă. Am început să amestec cărțile și la un moment dat, de câteva ori am văzut și într-un set și în altul, am văzut turnul. Ceea ce mă face să mă gândesc că aveți de-a face cu o despărțire sau cu o ruptură de situație sau unii dintre voi cu o trezire fantastică. Rămâne de văzut exact ce anume. O să încerc o citire rapidă și îmi doresc, intenționez în aprilie să vin cu etalare pendelete, așa cum poate unii dintre voi ați fi așteptat-o. Săgetător, soare, lună, Venus, ascendent. Martie, sfârșit de martie, început de aprilie. Am mai văzut asul de spade. Poate unii dintre voi aveți de-a face cu o persoană în semn de aer sau trebuie să vă manifestați, wow, adevărul, principiile și după cum vedeți a sărit 10 de cupe invers. Poate unii dintre voi rupeți o căsătorie care părea ideală, părea fericită sau o relație. Da? Părea, dar de-a lungul timpului s-a dovedit a nu fi tocmai ce vă doreați, că altfel nu apărea taurul, poate aveți de-a face cu un taur, altfel nu apărea turnul. Taur, cred că de la taur. În fine, cred că unii dintre voi aveți de-a face cu cineva născut în zodia taurului, asta e clar. Nu toată lumea. Ok, să tai și cărțile astea. Săgetător, soare, lună, Venus, ascendent. Sfârșit de martie, început de aprilie. Ok. Să vedem. Trecutul recent, prezentul, ce urmează și cu cine vă veți întâlni. Ok. Wow. Unii dintre voi călătoriți peste hotare sau peste apă sau transmiteți mesaje către cineva în semnul taurului, capricornii sau fecioarei sau de curând ați început să lucrați la stabilitatea voastră financiară. Și poate unii dintre voi faceți un comerț la distanță, peste apă, aveți drumuri, aveți mesaje de făcut. Este o activitate foarte rapidă, un du-te-vino, care probabil a început de curând și se va materializa undeva prin august, că avem 8 de du-te. Dacă e vorba de un proiect financiar, probabil va ajunge la acest stadiu de regină, de abundență, probabil prin august. Poate unii dintre voi comunicați cu soția voastră sau soțul, nu sunteți lângă ei. Energia prezentă, 2 de bâte și 9 de cupe. Vă setați intențiile către un confort emoțional de care aveți nevoie, nu doar material. Lucrați, acționați, comunicați, practic, poate hrăniți pe cineva
cu mesajele voastre sau cineva vă hrănește prin această comunicare într-un mod practic, vă dă idei, poate chiar vă ajută și cu bani, unii dintre voi așa simt acum, în prezent aveți să vă hotărâți, să luați o decizie. Probabil trebuie să lăsați ceva în urmă ca să vă orientați către un viitor în care aveți un confort emoțional pe care unii dintre voi, cu acest turn pe care l-am văzut de câteva ori, chiar aveți nevoie de acest confort emoțional. Să nu cumva să intrați într-o energie de autosuficiență, dar uneori e necesară. Să fim suficienți cu ceea ce suntem în acest moment. Să fim în prezent. Pentru că dacă gândim la trecut, nu putem să vedem viitorul. Și atunci trebuie să fim în prezent, mulțumiți cu ceea ce suntem, cu ceea ce am realizat, bine, rău, ca să fim apt să luăm cea mai bună decizie și cea mai bună acțiune în viitor. Pentru că dacă în prezent avem o energie bună, o putem manifesta și în viitor. La fel de bine. Dacă în prezent, în momentul în care ne setăm intențiile, avem o energie negativă, regrete, suferință, vom manifesta suferință. De ce bine, totuși, 9 de cupe în acest moment? Poate în martie ați avut de-a face cu un semn de apă care vă aduce un confort emoțional. Poate această persoană, care e foarte hrănitoare din multe puncte de vedere. Dar e bine. E o energie excelentă. Sunteți voi, semn de foc, da? Alături de cineva care vă inspiră. Așa simt. În viitor, ia uite, iar 9 de cupe. Manifestați pozitivitate și vă atrageți pozitivitate. Și nu doar în momentul în care sunteți voi suficienți cu ceea ce ați realizat, fără să deveniți leneși, ba dimpotrivă, apt să vedeți un viitor pozitiv, atunci chiar veți avea parte de acest echilibru, împăratul. Eventual, unii dintre voi vă veți atrage acest împărat în viața voastră. Un împărat care vă va aduce într-adevăr o mare satisfacție emoțională, un mare confort emoțional, poate vă va ajuta financiar, că tot comunicați, vă va ajuta să vă organizați viața sau, dacă nu este vorba de o persoană, poate să fie un șef, o persoană cu o situație financiară deosebită sau de autoritate deosebită, dacă nu este o persoană, voi, setându-vă intențiile să deveniți mulțumiți cu voi înșivă, vă veți reuși într-adevăr. Nu doar să fiți mulțumiți cu voi înșivă, dar să vă organizați viața ca un împărat. Să începeți să vă setați intențiile în a vă construi un imperiu, abundența, echilibru financiar, material și emoțional de care aveți nevoie. Cred că sunt niște cărți excelente, mi-aș dori din tot sufletul ceea ce spun acum să rezoneze cu cât mai mulți. Cu cât mai mulți. Repet, poate să fie cineva în semn de apă, de pământ, taur, că tot am zis mai devreme, deși cred că de taur vă despărțiți, că era legat de turn, taur. Capricorn, o femeie în capricorn sau bărbat neapărat, berbec, semn de apă. În fine, cineva apare în viața. Ia uite, regele. 3 de cupe și regele. Am senzația că vă veți întâlni cu o persoană în semn de apă care vă aduce multe bucurii și această bucurie vă ajută pe dumneavoastră să manifestați regele de foc. Este o persoană în semn de leu, în semnul berbecului, al leului sau al săgetătorului. Eu simt că aceștia sunteți dumneavoastră. Că nu degeaba va apărut și împăratul. Cred că voi vă puteți organiza viața. Sunteți acum la început de an. Echinocțiu v-a adus gânduri, emoții stabile, inspirante. Mesajele acestea cu această persoană v-au inspirat.
să vă schimbați viața. E un moment de schimbare, de decizii în acest moment și veți culege cât de curând roadele acestor acțiuni și decizii și gânduri și emoții. Și vă veți întâlni cu cineva care vă aduce mare bucurie. Poate cu cineva în semn de foc. Poate. Nu e obligatoriu. Aveți și semn de pământ și semn de apă. Ia uite. Ați trecut prin multe suferințe. V-ați făcut multe griji. Ați refuzat multe oferte emoționale, ați pierdut multe ocazii din cauza acestor griji, pentru că, oricum, a fost necesar să treceți prin această perioadă. Să vă regăsiți lumina interioară, poate unii dintre voi ați postit, v-ați izolat în munți, în mănăstiri, eu știu, mai mult sau mai puțin, sau pur și simplu, v-ați izolat. Și după această perioadă de izolare în care v-ați înțeles fricile, și ați înțeles de ce ați pierdut niște ocazii, ați reușit totuși, ia uite, nu întâmplător a rămas ea aici, să începeți să vă schimbați ceva în viața voastră, în vibrație. Și cred că această comunicare cu cineva care nu chiar lângă voi, dar vă aduce echilibru, vă hrănește, vă inspiră, va ajuta să vă schimbați viața. Nu degeaba a rămas această roată a norocului aici, nu degeaba. Acum, ce aveți aici? Ia uite, împărăteasă. E a doua oară când văd împărăteasa. E a doua oară când văd împărăteasa în acest set de cărți. Wow, ce cărți! E clar că renunțați la... V-ați trezit. Ați trecut prin această perioadă de căutări interioare. Ați trecut prin această perioadă de izolare, v-ați găsit lumina, v-ați găsit pasiunea. Începeți să țineți la ce ați acumulat, la valorile voastre, să nu mai cheltuiți în stânga și în dreapta cu cine nu merită. Eventual, un copil vă luminează viața. În cazul în care nu e un copil, vă treziți pentru că ați trecut prin singurătate, pentru că v-ați căutat lumina interioară, v-ați trezit, vă treziți și vă eliberați de o toxicitate care nu v-a prit. Aveți încă o carte care reprezintă vindecarea. Vă veți vindeca dacă nu ați început acest proces de vindecare și veți începe de la zero. Vă setați viața pe alte principii, vă regăsiți puterea, lăsați în urmă ce nu v-a prit și veți crește și veți deveni. Și cred că vă veți întâlni cu sufletul vostru pereche cu care veți avea parte de acest mariaj fantastic, spiritual și material, împăratul și împărăteasa. Poate unii dintre voi aveți de-a face, sunteți într-o relație cu sufletul vostru geamăn și vă veți întâlni, că sunteți femeie, că sunteți bărbat, vă veți întâlni cealaltă jumătate și veți crește amândoi și veți guverna într-un mod special. Veți lucra împreună la misiunea voastră spirituală. Așa simt în acest moment. Doamne, ajută să fie de bine și să rezoneze această citire cu cei mai mulți dintre voi, pentru că aceste cărți au arătat un trecut chinuitor, da? dar un viitor strălucitor. Vă doresc numai bine, dragoste, pace, creștere spirituală, că văcați, ați avut și creșteți în continuare și să manifestați într-adevăr acest cuplu de forță, Doamne ajută! Vă iubesc, chiar dacă am întârziat cu etalarea și vă doresc numai bine, la revedere!